găsit, dragii mei, la Spunem Cum! În ediția de astăzi vom discuta despre ambiție, încăpățânare, curaj, voință, pasiune, adrenalină, credință și mult zâmbet. Cam ciudată enumerare, știu. Poate vi se pare că aceste atribute nu prea au legătură între ele, însă invitatul meu de astăzi ne va spune că da. Vă invit să urmărim împreună un scurt material despre Robert. Robert Chirilianu, un tip pasionat de video și fotografie, dar mai ales de orice înseamnă adrenalină, își petrece o mare parte din timp practicând activități care te țin cu sufletul la gură. La numai 4 ani, Robert a început să descopere și să iubească frumusețile naturii, explorând falnicii munți ai României. Mai târziu, prinde drag și de alte activități pline de aventură, precum off-road, alpinism, scufundări și motociclism, care în timp au devenit un stil de viață pentru Robert. De asemenea, în anul 2018 a participat la un maraton a cărei linie de sosire nu a fost simplu de atins, însă a reușit. Ambițios din fire, Robert și-a impus de fiecare dată să iasă învingător din orice situație, iar rezultatul a fost întotdeauna unul pozitiv. Dacă până nu demult Robert se antrena pentru a putea duce la capăt un maraton, astăzi se antrenează din greu pentru a reuși să facă câțiva pași. Am revenit în platou și alături de mine îl am pe Robert Chirilianu. Te salut, Robert, și îți mulțumesc pentru efortul depus pentru a fi cu noi în această seară. Bună, Antonia, mă bucur să fiu invitatul tău. Robert, am urmărit acest material cu tine, care te descrie ca fiind destul de curajos și ambițios. Acum tu te afli într-un scaun cu rotile. Pentru cei care nu-ți cunosc povestea, te-aș ruga să ne spui ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că mi-am descoperit o nouă pasiune, motociclismul. Și din cauza unui accident de motocicletă am ajuns pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, vedem, în acest scaun cu rotile. Cum s-a întâmplat mai exact? Povestește-ne ce ți amintești din ziua respectivă, adică cum a decurs ziua în care s-a întâmplat accidentul. Efectiv, din ziua respectivă nu mi-amintesc nimic, dar între timp am putut să leg cap la cap niște elemente. Și cea mai puternică amintire este legată de momentul în care îmi scriam o listă de medicamente. Eram foarte răcit în perioada respectivă, exact, și urma să merg la o farmacie să cumpăr câteva medicamente. Și mi-aduc aminte momentul în care scriam pe telefon lista respectivă și de acolo blank. Între timp am aflat că am ales să plec cu motocicleta, deși era 14 decembrie, deci teoretic motocicleta ar fi trebuit să fie în garaj de vreo 2 luni. Și am fost lovit din spate de o altă mașină, proiectat pe contrasens, unde am aterizat pe o mașină care venea din sensul opus. Datorită acestui accident mi-a rupt coloana și de acolo au urmat câteva luni de spitalizare și acum o perioadă de recuperare. Da. Cei care au urmărit materialul cu tine ar spune că
este o consecință, ceea ce ți s-a întâmplat, a curajului tău nebunesc. Crezi că este așa? Nu, deloc. Chiar am stat în perioada asta să mă gândesc dacă așa a fost să fie sau am greșit eu foarte tare cu ceva sau am încercat să leg puțin experiența asta de ceva. Și cred că Dumnezeu a lăsat să am parte de experiențele trăite în perioada asta din mai multe motive. Câteva dintre ele ar fi să văd cum trăiesc oamenii cu dizabilități sau care au pățit accidente asemănătoare sau, mă rog, în scaun cu rotile, pentru că e o nouă viață cumva. Vreau să revenim mai târziu puțin la acest subiect. Aș vrea să te întreb acum mai multe detalii despre spitalizare. Cât ai stat în spital, cum te-ai simțit acolo și mai multe detalii despre starea ta. Cât de grav a fost starea ta? Deci inițial s-a crezut că am coloana ruptă și cumva cam atât. Am fost operat de urgență la spitalul militar. N-am spus locul accidentului. Accidentul s-a produs chiar în fața spitalului militar, chiar în poartă. Cumva pe sensul dinspre spital și foarte aproape. Ar fi trebuit să ajungă destul de repede. În 2 minute ambulanța a fost la mine. A fost acolo. După care a venit o a doua ambulanță, adică într-un fel trebuia să fiu salvat, știi? Operația a decurs bine și a fost făcută la timp. În cazuri asemănătoare, este foarte important ca operația să fie făcută în primele 6 ore de la accident. Și eu fiind la partea spitalului, vă dați seama că a fost făcută foarte, foarte repede de un medic, de unul dintre cei mai buni medici chirurgi din România, care operează și în Statele Unite, adică e chiar foarte, foarte bun. Și totul a decurs bine, din punct de vedere chirurgical, dar în momentul în care m-au detubat, adică în mod normal, după o operație de genul ăsta, stai intubat cam 24 de ore, după care te detubează și dacă și se așteaptă să se revină la normal, bănuiesc. Adică da, urmează o perioadă de recuperare, pentru că din start se știa că... Adică eu nu-mi simțeam picioarele. Eu am fost conștient pe toată pe perioada asta, adică de la accident până în momentul în care m-au... Intrat în operație. Am intrat în operație, exact, dar în momentul în care m-au detubat și au dat seama că nu respir bine sau practic că nu prea respir aproape deloc singur. Și atunci au descoperit o problemă foarte gravă la plămâni, mai exact la plămânul stâng, care era plin cu lichid. Și am făcut plămân de șoc. Practic, plămânul stâng acaparează cumva și funcțiile celui plămânului sănătos. Îl afectează și pe celălalt. Da, exact, îl afectează și pe celălalt și atunci nu mai poți să respiri normal, aproape deloc. Și normal, da, exact, da. Din cauza acestui aceste complicații, a trebuit să mai stau intubat încă 2 săptămâni și am fost băgat într-o comă indusă. Lucrurile chiar s-au complicat destul de mult. Care a fost momentul cel mai critic în perioada spitalizării? Din punctul meu de vedere sau ce cred legat de alții? Din punctul tău de vedere. Din meu de vedere, nu aș putea să identific neapărat un moment critic. Am câteva visuri ciudate, dar în rest nimic groaznic, să spunem. Okay. Iar după ce m-am trezit, treptat, mi-am dat seama care e situația mea, care e starea mea. Nu m-am speriat deloc, chiar dacă nu-mi simțeam picioarele, adică în permanență am fost foarte optimist și știam că o să-mi revin și o să merg din nou și practic o să fac tot ce ați văzut la început, ce făceam, încă o dată, da. Tot ce făceam, da. Momentul critic cred că a fost când am ieșit din spital pentru o scurtă perioadă și cumva am revăzut câteva dintre locurile în care mergeam și atunci poate am fost puțin mai jos cu moralul. Pentru părinții tăi sau pentru cei apropiați, care a fost cel mai critic moment din perioada spitalizării? Cred că momentul în care au aflat că... Adică, practic, cum a fost pentru ei? În prima săptămână
De la o zi la alta, starea mea era din ce în ce mai rea, în loc să se îmbunătățească. Și atunci îți dai seama ce înseamnă pentru un părinte să afli că fiul tău, este în comun, loc să-și revină, cumva tot se duce mai jos, știi, se agravează toată situația lui, toată starea lui. Da. Și de asta, adică eu mă amuz cumva acum, pentru că am spus tuturor, pentru voi a fost mai greu la început și acum e greu pentru mine, pentru că eu am parte de o recuperare destul de dură. Dură, cumva. Și voi sunteți mulțumiți, sunteți fericiți că sunt în viață, că îmi revin, da. Știi? Care este cel mai mare regret al tău din tot ceea ce s-a întâmplat? Durerea provocată părinților mei. Cred că ăsta e singurul, nu cel mai mare. Nu reacționam la nimic, la niciun fel de stimul. Nici la durere, nici la vorbă, nici la absolut nimic. Care au fost lucrurile cele mai complicate din punct de vedere medical, din ce ți-au spus medicii? Mare complicație a fost cea de la plămâni. Pentru că, practic, acolo ei nu pot interveni foarte mult. Mi-au pus o drenă care îmi scotea lichidul, dar restul trebuia să facă corpul meu toată treaba, cumva. Fractura de la coloană a fost operată foarte bine, era clar ce trebuie făcut. Când am văzut și eu radiografia după, și efectiv coloana mea era ruptă, secționată și se vedeau oasele, că nu mai sunt cum trebuie. Și acolo a trebuit curățat locul, prinsă coloana înapoi și cam aia e, adică acolo a ținut foarte mult de doctori. După care, problema de la plămâni, nu prea, medical, din punct de vedere medical, nu prea e ce să-i faci. Adică inclusiv tatăl meu a întrebat dacă poate să facă transplant de plămâni. Știi, și să-mi doneze un plămân de-al lui, știi, și a spus, măi, nu se poate și nu în starea asta și nu acum. Nu, da. Vreau să mă gândesc în ce stare au fost părinții tăi în momentele respective. Exact. Tu ai spus că ai fost în comă indusă două săptămâni. Da. După ce te-ai trezit și ai început să înțelegi ce ți se întâmplă, cum ai reacționat? Era foarte ciudat, pentru că eu mă simțeam ca între două lumi. Probabil că așa și eram, în sensul în care, în momentul în care dormeam și eram sedat, practic, pentru că aveam dureri destul de mari și atunci trebuia să mă țin sedat și într-o stare așa de adormire, semi-realitate. Da, între vis și realitate. Exact. Mă cam trezeau doar în perioada vizitei medicale, apropiaților și vizite medicale. În momentul în care veneau doctorii și în care eram vizitat de părinți și apropiați. Lucrul ăsta m-a făcut pe mine să... Adică, pentru mine a fost destul de greu să îmi revin la realitate, pentru că, practic, în a treia săptămână, realitatea mea conținea doar vreo 3 ore din zi. În rest, dormeam. Și iar când dormeam, aveam tot felul de visuri. Și este foarte ciudat faptul că visurile astea se continuă. Adică în momentul în care adormeam înapoi, eu îmi continuam, de exemplu, o mare parte din timp am fost la schi. Mie sunt foarte mare pasionat de schi. Am observat. Da. Și chiar în perioada respectivă trebuia să fiu la schi. O mare parte din vis eram acolo. Când eram trezit, veneam tot felul de persoane, apropiați sau, adică familie sau prieteni apropiați care veneau, dar pe care eu, în realitate, adică eu am prieteni din toate domeniile. Și atunci, în realitate, e destul de greu să-i pui pe toți la oaltă. Ei între ei nu se cunosc neapărat. Exact, da. În momentul în care eu eram vizitat de foarte multe persoane diferite, și asta mă băga în ceață mai tare, adică țin minte că am fost vizitat de o prietenă pe care nu mai văzusem de 5 ani, nici nu știam că e în București și în momentul în care a venit am recunoscut-o, dar m-a băgat foarte tare în ceață, mi-am dat seama ce caută ea aici. Ce caută ea aici? Adică ok, îl înțeleg pe tata, înțeleg câțiva prieteni care mă vizitează, e normal, dar ea ce caută, adică nu știu de unde e. Și atunci mi-a fost foarte greu să...
accept realitatea și să ies din vis, să nu mai trăiesc acolo, știi? Pentru că îți dai seama, pe patul de spital nu-mi simțeam picioarele, nu mă mișcam, iar în vis schiam, era totul normal, era totul ok. Și într-un fel îți plăcea ce se întâmpla în vis. Exact, îmi plăcea mult mai tare ce se întâmplă în vis decât ce se întâmplă în spital, mai ales că eu n-am fost o zi în spital. N-ai fost niciodată în spital? Niciodată, da. Știu că la un moment dat ai refuzat să cooperezi cu medicii, de ce? Am refuzat să cooperez cu medicii pentru că în perioada respectivă mă cam trezisem. În sensul în care mi-am dat seama care este realitatea în care trebuie să trăiesc. Și nu mai colaboram nici cu medicii, nici cu apropiații, pentru că toți îmi spuneau aceeași poveste, care nu era foarte completă. Era, o să fii bine, o să-ți revii, o să faci tot ce făceai înainte. Tu aveai nevoie de mai mult. Eu aveam nevoie de mai mult. Nu înțelesesem exact ce s-a întâmplat, nu știam dacă am fost operat sau bănuiam că am avut accident de motocicletă, dar era doar o bănuială, pentru că când visam, apăreau tot felul de elemente. Creierul îți creează tot felul de povești. Adică, practic, mai auzi, vorbindu-se în salon, câteva lucruri și atunci tu iei câteva cuvinte din ce se vorbește, creierul tău, în cazul meu, eu am un creier foarte creativ, îți face un film, știi? Și în momentul în care m-am trezit, cumva am eliminat tot ce visam eu, că am zis că aia oricum este ceva ireal, trebuie să aflu acum ce s-a întâmplat. Și așteptai realitatea. Și așteptam realitatea. Realitatea nu mai venea pentru că în momentul în care am fost eu în comună, în cele două săptămâni, medicii le-au spus părinților că e posibil ca eu să-i aud și să-mi explice, să vorbească cu mine, să-mi spună ce am pățit, dar că eu uit de la o zi la alta. Și atunci trebuie să-mi tot repete, să-mi reamintească. Numai că între timp tatăl meu, el vorbea cel mai mult cu mine, a schimbat povestea, a trecut la etapa următoare și era povestea asta despre care v-am spus că o să fiu bine, tot o să fie că ce te început. Nemulțumea la povestea asta? Simțeai că e ceva forțat acolo, că nu e tocmai realitatea? Nu mă deranja. Asta, în schimb, nu mai suportam să o aud încă o dată. Tatăl meu în fiecare zi repeta aceeași poveste. Medicii vreau reacții de la mine, eu nu puteam vorbi, nu-mi dădeau inițial ceva să scriu sau să spun, am înțeles, treceți mai departe. Sunt întreg la cap acum, puteți vorbi cu mine și încercăm să comunicăm. Eram destul de slăbit ca să fac semne cu mâinile sau să fac ceva și atunci efectiv m-am supărat foarte tare. A fost o formă de protest. Exact, o formă de protest prin care eu stăteam și uitam fix într-un perete, într-un punct din salon și nu reacționam la nimic, la niciun fel de stimul. Nici la durere, nici la vorbă, nici la absolut nimic. Cât timp a ținut acest protest? Câteva zile până când un prieten bun a venit într-o noapte la mine și mi-a explicat foarte dur cumva și clar tot ce s-a întâmplat. Ai avut un accident de motor, ți-ai rupt coloana, te-a operat cel mai bun medic, a făcut teste în timpul operației și a văzut că ai reflexe și că îți vei reveni complet. Nu îți spun că va fi ușor, va fi foarte greu. Va urma o recuperare foarte lungă, dar la cât de ambițios te știu eu, îți vei reveni complet și na. Deci să înțeleg că acesta a fost declicul, când a venit prietenul tău și te-a trezit la realitate. Ți-a spus cu sinceritate tot ceea ce ți s-a întâmplat, pentru că îmi dau seama că tu de asta ai nevoie, de sinceritate maximă, ca să poți să-ți faci un plan, să te organizezi în așa fel încât să-ți revii. Da, exact. Cumva am încercat să-i mulțumesc și să-i spun că de acum îmi dau seama ce ați făcut pentru mine, de acum știu care mi-e partea și o să trag eu foarte tare să-mi revin. Adică în recuperare nu vă faceți griji, e ok. Cât ai mai stat în spital? Am mai stat încă 3 luni, după care am trecut la neurologie și într-un final la recuperare. Am simțit că nu se fac progresele pe care le vreau eu la recuperare acolo. Și am căutat soluții în alte parte. Unde te-ai dus? Pentru o săptămână am plecat acasă, adică ajunsesem în punctul în care spuneam că vreau acasă pentru că sunt convins că eu singur mă recuperez mai tare decât aici.
aveai decât în mediul de aici. Ambiție da, foarte mare. Sunt destul de ambițios și îmi și cunosc limitele. Adică sunt convins că dacă nu ar fi fost alte soluții, cu siguranță făceam progrese și acasă, mult mai lente, clar, decât cu personal specializat, dar nu. Și într-un final am descoperit un spital privat de la Cluj, unde m-am internat pentru încă o lună. Practic, în luna respectivă am făcut cele mai mari progrese. Am trecut din stadiul de a sta efectiv la orizontal în pat și am putut să mă mișc în scaun cu rotile, să stau în scaun. Adică înainte, dacă stăteam în scaun, eu leșinam după vreo 2 minute. Este cumva un mecanism al corpului. Eu am dat peste cap foarte multe lucruri stând foarte mult timp în pat, da, și nemișcat. Și na, cel mai mare progres până acum acolo l-am făcut. La Cluj. La Cluj, da. Care este cel mai mare regret al tău din tot ceea ce s-a întâmplat? Durerea provocată părinților mei. Cred că ăsta e singurul, nu cel mai mare. Adică pentru cât de multe lucruri am învățat și prin ce am trecut și cât de mult m-am dezvoltat în perioada asta, îți spun sincer, aș repeta accidentul dacă asta e singura modalitate prin care ar trebui să trec ca să învăț deci lucrurile. Deci ți-ai dori să se repete această experiență pentru a se produce o schimbare la tine? Să da, înțeleg? Pentru schimbările pe care le-am făcut și pentru ce am învățat, fără niciun regret, te spun că da. Și mă arunc să spun că aș vrea să-mi și amintesc ziua accidentului. Eu sunt norocos că nu mi-e... Că creierul nu memorează efectiv, astfel de... Da, impactul sau șocul. A fost un șoc destul de mare, îți dai seama, și atunci e o modalitate a creierului de a se proteja. Mă bucur foarte tare că m-am apropiat foarte mult de părinții mei în perioada asta. Adică, practic, în momentul respectiv, în momentul ăsta pot să spun că părinții mei sunt cei mai buni prieteni. Crezi că Dumnezeu îngăduie anumite experiențe de genul acesta în viețile oamenilor? Cred că da. Cel puțin eu căutam cumva scopul sau un rost. Și atunci de asta cred că Dumnezeu mi-a răspuns la o rugăciune îngăduind accidentul ăsta, pentru că într-un fel mi-am găsit un scop. Tu mergeai regulamentar. Am înțeles că mergeai regulamentar, cu o viteză sigură, putem spune. Da, 30 la oră în oraș e o viteză foarte sigură. Nu te-ai agățat de întrebarea, de ce mie? De ce mi s-a întâmplat mie? De nu, ce... asta e un lucru care te trage foarte tare în jos. Exact. Ca să ieși din starea și din locul în care am ajuns, trebuie să gândești mega pozitiv, să elimini tot ce e negativ, inclusiv persoane și... nu știu, doar gânduri sau lucruri pe care le făceai sau așa, obiceiuri, că și să gândești super, super pozitiv, să fii continuu conștient că îți vei reveni și creierul nostru și Dumnezeu lucrează atât de bine încât te scoate din starea respectivă. Și atunci nu aveam motive să îmi plâng de milă, că practic asta este... Asta, exact. Da. Zilele trecute mi-ai trimis o listă cu câteva gânduri pe care tu le-ai scris și am să citesc un gând scris de tine. Am șansa să o iau de la zero. Simt că am din nou 18 ani, dar cu experiența unui om de 40 de ani și pot să evit ceea ce mi-a dăunat în ultimii ani. Este extraordinar să o poți lua de la zero pentru că ai șansa de a face totul cât mai bine. Poți să te întreb ce anume ai face diferit? O, foarte multe, n-ar trebui o serie de emisiuni. Așa, numai câteva. Nu știu, sunt multe, adică pot să iau așa pe domenii, în business, în viață, în relații. Sunt foarte multe ce lucruri pe care vreau să le schimb. Ce simți tu nevoia că ai putea să ne spui acum? Uite, mă bucur foarte tare că m-am apropiat foarte mult de părinții mei în perioada asta. Părinții mei sunt cei mai buni prieteni. Și înainte stai seama, e destul de greu ca un copil să-l aibă ca prieten pe unul dintre părinți sau pe ambii. Sau... Adică nu neapărat este greu, dar tind să ascunzi niște lucruri și atunci să-ți cauți un prieten, o altă persoană cu care să
povestești mai mult, să te deschizi mai mult. Să te deschizi mai mult, da. Iar după toată experiența asta nu am nimic de ascuns. În rest sunt o grămadă de lucruri care sunt destul de personale și pe care nici nu... Adică nu ați avea ce să învățați din ele și nu are sens să le discutăm. Eu te știu de câțiva ani buni pe tine și pot să spun că te văd foarte schimbat și asta în câteva luni. S-a produs o schimbare rapidă în câteva luni. Tu ce sesizezi la tine că s-a schimbat? Nu neapărat că ți-ai propus tu, ci că s-a schimbat natural în urma acestei experiențe. Cred că m-am deschis mult mai mult față de cum mă știai și cum eram înainte. Adică dacă îmi propuneai acum câteva luni sau cu un an să facem o emisiune despre ceva, nu știu dacă te acceptam mai gândeai sau nu acceptai. Sau aici stăteam și tremuram, nu știu, era... Te simți mai curajos? Nu, mai deschis. Și în momentul în care ești deschis și nu ai nimic de ascuns neapărat, n-ai nimic de, simplu, de n-ai nimic de pierdut. Da, exact. În aceeași prezentare de care vorbeam mai devreme, ai scris și următoarele cuvinte. Cum am fost pregătit de Dumnezeu? Poți să ne spui prin ce anume te-a pregătit Dumnezeu pentru asta? Uite, identific foarte multe lucruri. Pot să încep de la faptul că mă apucasem destul de tare de sport. Sport am făcut toată viața, dar nu la nivelul în care l-am făcut în chiar 2018. Mergeam la triatloane cu o prietena și eu nu sunt o persoană, niciodată n-am fost o persoană care să stea deoparte. Dar pentru că nu înot foarte bine, aș putea spune că nu știu să înot. Adică e un tip de not de salvare, așa. Știi, dacă trebuie să înot 50 de metri, mă salvez. Am spus lucrul ăsta pentru că eu făceam deep water solo, se numește sportul, este escaladă prin care nu folosești niciun sistem de salvare sau de asigurare și cazi în apă. Apa trebuie să fie, bineînțeles, foarte adâncă și atunci eu practicam sportul ăsta pentru că nu mi-era frică de înnec, dar înotam 10 metri cât aveam nevoie până la stâncă și după aia îmi făceam nebunia în continuare. Așa, revenind la poveste, când am stat pe margine la triatlon și am urmărit-o pe prietena mea cum parcurge toate probele, se începe cu un not, după care bicicletă și alergare. De bicicletă sunt sătul, când în copilărie am parcurs aproape toată țara pe bicicletă. Nu e ceva care să-mi facă plăcere. Legat de not, v-am spus, și ultima probă îmi rămâne alergarea, știi? Și atunci am zis, ok, nu pot să fac un triatlon, dar aș putea să mă apuc de alergat. Și aș putea să fac un maraton, poate. Adică asta îmi propusesem atunci. În perioada respectivă m-am și apropiat de alte persoane care mă ajută în prezent, oameni de afaceri sau persoane așezate de Dumnezeu în anumite locuri, pentru că nu sunt ajutat. Nu, nevoia mea de ajutor nu este financiară. Este, uite, de exemplu, centrul de recuperare la care mă recuperez acum este deținut în mare parte și de una dintre persoanele astea pe care am cunoscut-o atunci. În 2018 am reușit să-mi câștig existența destul de ușor, adică mai înțelept, nu neapărat făcând combinații sau ceva ilegalități. Pur și simplu, mi-am organizat mai bine viața și atunci am câștigat mai mult timp. Timp pe care nu l-am folosit la distracție, l-am folosit să mă dezvolt personal, să citesc foarte mult, pentru că mă apucasem mai tare de sport, am început și să mănânc mai sănătos și atunci toate lucrurile astea, în momentul în care am avut accidentul, m-au ajutat foarte, foarte mult. Asta mi-au spus și doctorii. Dacă nu aveam plămânii atât de puternici, le-ar fi fost cu siguranță mult mai greu să totul. Da, exact, cedau cu totul sau mai există niște proceduri destul de radicale, spun eu, în care taie din plămân sau se elimină un plămân cu totul ca să poți respira cu celălalt. Dar asta înseamnă că vei duce o viață la un nivel foarte, foarte jos, adică în niciun caz nu poți să faci un sport de performanță sau
sau ceva de genul ăsta. Iar eu maratonul terminasem cu o lună înainte, suficient, întâi corpului, suficient de mult timp să se refacă. Și, practic, accidentul s-a întâmplat în momentul potrivit, cu un corp mega strong, știi, în foarte multe puncte de vedere, și mental și fizic. Crezi că Dumnezeu îngăduie anumite experiențe de genul acesta în viețile oamenilor? Cred că da. Cel puțin eu căutam, îmi căutam cumva scopul sau un rost. Pentru că treceam printr-o perioadă în care nu-mi găseam neapărat locul sau un scop mai mare decât doar muncă, distracții acasă. Era o rutină, ciclu, deja. Da, exact, o rutină. Și atunci de asta cred că Dumnezeu mi-a răspuns la o rugăciune, îngăduind accidentul ăsta, pentru că într-un fel mi-am găsit un scop. Pe mine m-a șocat foarte tare faptul că am ajuns în scaun cu rotile, dar la fel, nu să-mi plâng de milă, pentru că este o chestiune temporară, ci am înțeles cât de greu le este oamenilor care sunt în scaun cu rotile, sau mai ales, nu știu, unui atlet sau unui pasionat de sporturi extreme, să fie care tras pe dreapta. Care sunt imobilizați pentru o perioadă. Tot restul vieții. Da, exact. Sau sunt pentru tot restul vieții. Pot fi exact. Imobilizați pentru tot restul vieții și atunci e destul exact. De greu exact. Să accepti asta. Da. Uite, o să spun, o să pare ciudat, eu am plâns de 3 ori în toată... Viața? Nu în viața, nu știu, m-aș arunca chiar așa de tare. În perioada asta, de la accident până acum. Prima dată a fost când am fost scos din mașină de către ei mei și le-am spus să nu mai scoate căruțul, pentru că nu e cazul, vreau să mă așez la o terasă și să beau un suc. Îmi refac cumva obiceiurile, știi? Și am zis că 10 metri mă pot sprijini de ei și pot să ajung acolo. Și mi-am dat seama cât de greu este unei persoane cu dizabilități în lucrurile astea banale, cât de simplu ție să mergi 10 metri sau 5 metri, știi? Și asta m-a afectat foarte tare, atunci mi-am dat seama cumva cam care a fost scopul accidentului. Scopul meu de acum încolo este să ajut pe cât posibil pe cei în situația în care sunt sau am fost eu, știi? Să, cel puțin cu încurajări sau niște sfaturi pe care o persoană normală nu le poate da pentru că nu a trecut prin etapa asta și pentru că pur și simplu noi nu ne gândim, ca persoane normale nu ne gândim cât de greu ți este să iei un pahar de apă de pe masă, știi? Pentru că este o banalitate și un lucru atât de simplu încât nu poți să te pui în locul persoanei respective. Al doilea moment în care am plâns a fost când tata m-a băgat în garaj, că a parcat mașina în garaj și de obicei motocicleta mea era într-un loc. Eu știam că nu e acolo, dar în momentul în care m-am uitat la peretele la gol și n-am văzut motocicleta, m-a rupt efectiv. Țineai atât deci, de mult la... Țin în continuare la ea, abia aștept să o repar. Noi am preluat niște postări ale tale în perioada de când ai început să te recuperezi și aș vrea să le comentăm puțin împreună. Văd. Nu mai tremuri. Acesta este primul video cu tine după recuperare. Unde erai aici? Da, aici eram la Cluj, la un spital privat și ce am urmărit este chiar, nu știu, prima ridicare. Nu este fix prima, adică înainte au trebuit să mă convingă de să încerci să te ridici. Că pot. Că nu neapărat că... Eu aveam în continuu și chiar și de acum încolo. Am nevoia asta de confirmare că pot să fac lucruri pe care le puteam face înainte. Adică eu în momentul în care m-am ridicat în video se vede că mă ajut doar de spalier. Dar senzația mea este că cineva mă împinge de la spate. Video respectiv a fost făcut să-mi arate că nu te ajută nimeni. Adică tu singur te ridici, picioarele tale au început să funcționeze și atunci ajutându-te de brațe chiar poți să te ridici să stai câteva secunde. Vorbeam mai devreme despre
faptul că aș vrea să-i ajut pe alții care sunt în situația mea. Postările de genul ăsta, de pe pagina mea de Facebook, sunt cu scopul ăsta, nu doar să arăt evoluția mea, ci cumva și să dau și câteva sfaturi legate de recuperare și de ce pot să... Da, să putem merge mai departe pentru că mai avem câteva postări cu tine, demonstrându-ți curajul și ambiția. Aici ești cu prieteni. Aici sunt în parc. Aici sunt în parc, după ce m-am întors de la București, de la Cluj la București. Sunt cu un prieten foarte bun, cu Sebi, care m-a ajutat pe toată perioada, adică inclusiv în vizite când am fost în ATEI și după la recuperare, cel puțin în Spitalul Militar, la recuperare, eu aveam nevoie de o persoană care să stea în permanență cu mine în salon. Pentru că nu puteam să mișc deloc picior, adică un picior îl mișcam, dar nu puteam să-i schimb poziția sau așa. Ce înțelegi tu prin acest citat? Ați căutat bine. Da, ne-am documentat. V-ați documentat foarte bine. Citatul ăsta descrie foarte bine cumva situația mea, accidentul meu. Practic, eu m-am izbit de un goliat. De un goliat. Da. Și nu credeam că din mine poate și un David sau... pot să... Uite, nu credeam că aș putea fi pozitiv în situația asta. În momentul în care am aflat că eu am fost conștient, v-am spus la început că eu nu mi-amintesc ziua respectivă, amintirile pe care le am, de fapt, în discuția noastră, sunt de la martori sau persoane apropiate care mi-au povestit ce s-a întâmplat. Și eu mă gândeam, ca orice om normal, că în momentul în care nu simțeam picioarele deloc, automat conștientizezi imediat după accident că am rămas paralizat. Adică nu cred că o persoană normală e atât de optimistă încât să zică e ok, îmi revin sau așa. Și câțiva prieteni care au ajuns acolo, inclusiv familia, îmi spunea că le povesteam că mă doare spatele, iar un doctor mi-a zis că eu chiar glumeam înainte de operație, că îmi cer scuze că m-am scos în seara asta de acasă ca să veniți să mă operați. Adică, așa ai spus tu? Da, adică eu făceam cumva caterincă de toată situația, știi?
Și inclusiv pe mine mă miră lucrul ăsta și cunoscându-o atât de bine, știi? Mă gândeam că, băi, un accident de genul ăsta, sigur, în perioada respectivă m-a dărâmat puțin, m-a rupt, m-a dat așa într-o parte, dar se pare că e chiar a ieșit un mic David de acolo. Da. Avem o următoare postare unde te văd pe un motor, Robert. Ești atât de curajos încât te-ai urcat din nou pe motor. Și cred că poza asta este de puțin timp, de săptămâna trecută, de câteva zile. Aș vrea eu să mă pot urca pe motor. Din fericire, după cum am scris și în postarea respectivă, am câțiva prieteni suficient de nebuni care te susțină. Care mă susțin și care m-au urcat pe motor, deși bineînțeles că am vrut. Poza e de la un salon moto, adică am mers în lumea lor. Da, uite, am spus că am învățat foarte multe lucruri legate de accident, dar aparent nu mi-am băgat mințile în cap, cum ar spune foarte mulți. În continuare voi merge cu motocicleta în momentul în care voi putea fi sigur pe o motocicletă. Aș putea spune că probabil voi evita să circul prin București, ca să nu mai pățesc același lucru, adică să fii lovit fără să fie vina ta, doar să... Mergând regulamentar. Exact, te afli în locul respectiv în momentul nepotrivit. Probabil o să trec pe circuit, nu știu, cu motocicleta în remorcă sau mă duc cu ea pe munte, adică undeva într-un mediu cumva unde pe care pot să de multe pericole. Da. Deși există pericole cam peste tot. Da, cumva poți să le limitezi sau să... să fii tu pericolul, știi? Modul în care mergi și modul în care accelerezi. Dar nu pot să zic că am căpătat o frică de motoare, după cum se vede aici, că eram... Ești incredibil. Uite, povesteam că am plâns de câteva ori. Al doilea moment în care am plâns a fost când tata m-a băgat în garaj. Mi-a venit în minte acum bunătatea, nu știu. Aș vrea ca toate persoanele să fie bune. Să-ți pese cât de puțin de aproape. De aproape de tău. Adică să nu ne mai gândim în continuu la bogății și la tot ce putem acumula pentru noi și poate pentru familie. Și să încercăm să dăm puțin mai mult și altora. Și
ce ai spune unei astfel de persoane care nu-și mai dorește să lupte, o persoană care se află în aceeași situație cu tine? Trebuie să-mi dau seama de motivul pentru care nu mai luptă. Pentru că cred că e destul de greu așa generic să dai un sfat oricărei persoane. Identific niște situații în care aș putea ajuta și poate persoana respectivă nu comunică cu familia sau cu medicii, trecând pe acolo, cumva, dar n-aș putea să dau un sfat general. Și contează foarte mult și starea. Eu ți-am spus, efectiv, de la început știam că voi merge. Nu mi-a spus nimeni. Sau nu simțeai am tu că... Știut, n-am conștientizat, chiar dacă poate ei mi-au spus, dar n-am auzit, n-am reținut lucrul ăsta. Eu simțeam pur și simplu că voi merge din nou și voi face totul ca înainte. Dacă după ce mi-am revenit din comă și din perioada care am fost între două luni, simțeam în continuare că nu voi putea să merg sau mi s-ar fi spus, poate situația era diferită, nu mai eram atât de optimist. Eu sunt optimist acum pentru că în scaun mai stau câteva luni, nu e... Poate sau, mă rog, atât. O perioadă scurtă, să zicem, nu pot să dau un termen. Dar, na, situațiile sunt diferite. Dacă ești paralizat de la gât în jos, nu știu. E destul de greu să te pronunți pe așa cineva. Da. Da. Ce apreciezi cel mai mult la un om, Robert? Ce apreciez? Cel mai mult la un om, la o persoană. Wow, niciodată nu mi-a pus întrebarea asta. Felul persoanei respective de a fi, cred. Și de acolo pleacă multe. Nu știu, pasiunile, modul în care vorbește sau se comportă. Dar, în general, mi-a venit în minte acum bunătatea, nu știu. Aș vrea ca toate persoanele să fie bune, la suflet. Măcar o doză de bunătate. Măcar o doză, exact. Nu neapărat ceva excesiv. Poate chiar ar fi ciudat să fie excesiv de bună toată lumea. Ce crezi că ar trebui să conteze cel mai mult pentru fiecare persoană din lumea asta, în viață? Ce ar trebui să conteze cel mai mult pentru noi ca oameni? Să-ți pese cât de puțin de aproape. De aproape de tău. Adică să nu ne mai gândim în continuu la bogății și la tot ce putem acumula pentru noi și poate pentru familie, deși un anumit tip de persoană gândește doar ce poate să acumuleze pentru ea, și să încercăm să dăm puțin mai mult și altora. Mă refer nu doar financiar, de fapt, într-o mică măsură mă refer financiar, cât efectiv să ajuți un om, să dai un sfat bun, să încurajezi pe cineva când poți, să fii într-o oarecare măsură sincer, spun într-o oarecare măsură pentru că poate câteodată sinceritatea doare și atunci nu trebuie să dar lovești. Dar probabil că este și utilă. Dar este utilă, da. Ce planuri ai de viitor? Planurile sunt destul de multe. Am planuri destul de mari. Cred că cel pe care pot să vi-l zic este că mă antrenez pentru maraton, chiar dacă sunt acum așa. Vreau să-mi revin și în momentul în care voi alerga din nou, vreau să mai alerg încă un maraton. Ăsta e un lucru pe care nu mi l-am propus dinainte de accident, pentru că eu când am alergat primul maraton, ba chiar dinainte puțin, am spus că va fi singurul din viața mea. Acum trec prin altul, prin recuperare, dar vreau să-l fac și pe al doilea real, cumva să încurajez pe alții că poți să te ambiționezi de la o persoană care poate nu neapărat sportivă. Eu am făcut foarte multe sporturi, dar nimic de performanță, deci nu mă pot numi neapărat un sportiv. Le-am făcut pentru că mi-a provocat foarte multă plăcere. Și mi se pare foarte puternic exemplul ăsta. Să faci un maraton, să ai parte din un accident care te pune la pat câteva luni, după care treci printr-o recuperare destul de grea, și să-ți revii și să mai poți alerga cu maraton. Sper să pot să fac, mă arunc când spun acum că vreau să fac lucrul ăsta, pentru că sunt conștient că una este să mergi și alta este să alergi din nou. Când mă refer la
limitarea asta doar din punct de vedere temporal. Cândva o să pot să o fac. Dar planul meu este pentru la anul. De asta spun că încă nu știu cum decurge. Cu siguranță vei reuși, pentru că din punctul meu de vedere optimismul este cel mai bun tratament pentru o recuperare rapidă și sigură. Este. Optimismul este cea mai bună soluție în foarte multe lucruri, doar într-o recuperare după un accident. Mi se pare că, adică cel puțin din punctul meu de vedere și în viața mea, cam tot ce mi-am dorit, lucruri reale și de care aveam nevoie, Dumnezeu m-a ajutat să le îndeplinesc. Da. Și asta mi se pare că face parte din optimism cumva. Îți doresc multă sănătate și spor în planurile tale pe care tu ți le-ai propus, o recuperare cât mai rapidă și îți mulțumesc foarte mult că ai venit în această seară să fii alături de noi și că te-ai deschis și ne-ai povestit despre tine atât de frumos. Dragi prieteni, când vă simțiți doborâți și fără speranță, nu uitați remarca lui Robert. Dumnezeu câteodată lasă un Goliat în viața ta pentru a scoate un David din tine. Vă doresc o seară liniștită și zile fără griji.